Bună ziua, domnișoarelor! Dumneavoastră mă auziți? Am ieșit odată și am reintrat la loc, că văd că... Bună ziua, Luca! Bună ziua! Mă auziți? Deci mă auziți! Am mici probleme cu Andrei, dar mă rog. Haideți să începem lecția, că deja întârziară vreo două minute, da? Deci, în prima parte a lecției vom vorbi despre deflecție. Și deflecția este un element tactic de bază care trebuie cunoscut și folosit când este cazul. De exemplu, începem cu această poziție simplă, da? Care, prin nu știu ce miracol, s-a întâmplat între doi copii de-ai mei, acum vreo 6-7 ani. Și poziția este foarte, foarte interesantă. Și albul la mutare aici, deci fiecare a făcut, s-au făcut rocade pe flancuri diferite și fiecare încearcă să atace pe flancul, pe flancul pe care este regele advers pus. Deci negru încearcă să atace pe flancul damei, iar albul încearcă să atace pe flancul regelui. Și aici albul la mutare, el vede că nu poate să bată direct, da? Pentru că este un cal la F6. Și întinde chipurile o cursă din aia de copii mici, dar încă o dată partida se juca între doi copii mici. Deci nu, totul este ceva normal aici. Și joacă damă D5. Da? Deci în momentul când ți se joacă, de exemplu, adversarul îți dă o damă degeaba, tot timpul trebuie să te gândești că este prea frumos ca să fie adevărat, ca și în viață. De multe ori ți se ivesc niște oportunități care zici, mamă, l-am apucat pe Dumnezeu de picior. Dar nu e așa. Dar negru, săracul, nemai uitându-se, zice, wow, o damă în priză. Și i-a luat damă. Și albul i-a damat. Mate. Asta este procedeul numit deflecție. În acest caz, este un procedeu copilăresc pentru că partida se joacă între doi copii și nu ne putem aștepta la altceva de la doi copii. Adevărul este că partida, poziția este mult mai complexă cum pare la prima vedere. Și într-adevăr, deci albul aici are avantaj decisiv. Te înțeleg, Sofie, dacă ești în plimbare, deci ești cu mașina, treci prin tot felul de locații în care îți cade netul. Te înțeleg într-un fel. Eventual, dacă ai timp și plăcere, să poți, ca să o vezi în totalitate, să te uiți la ea în reluare pe site-ul meu sau pe Twitch. Deci acest damă de 5 este o mutare impulsivă, într-adevăr la prima vedere foarte periculoasă, pentru că îți atacă totuși pionul din F7. Deci lăsând la o parte că negru, partida s-a terminat în două mutări, dar negru are apărare aici. După turn F8, da, albul poate să continue agresiv cu G4, și observați că nici acum nu merge calea pe D5. Pentru că îți dau șah și iar îți dau mat. Dar în acest moment, tu dacă ești băiat deștept cu negru, muți pur și simplu rege G8. Și acum ești forțat să fugi cu dama, că acum o să-ți iau dama. Că nu mai e în H7 cu șah, da? Și asta este o poziție cât de cât egală. Dând înapoi, deci în această poziție, de fapt dacă stăm să ne uităm un pic, albul are totuși poziție câștigată, dar nu încercând să pedaleze pe elementul numit deflecție, pe care eu am început cu acest exemplu, dar acest exemplu putem spune că putea fi evitat de către negru. De aici, albul putea să joace prin îndepărtarea apărătorului. Damă G5, de fapt, ar fi fost aici varianta câștigătoare pentru alb. De ce?
Pentru că pur și simplu am amenințare. Da, mă ia pe F6 cu mat. Și practic, să zicem, tu aici ești forțat să fugi cu turnul de aici ca să-ți faci loc de rege. Da? Toată lumea vede. Dar după A4, vă dau o variantă din asta. Sunt multe variante aici, dar albul, calculatorul zice că albul e câștigat. De exemplu, dacă joci B5, cale 3 și în momentul când bați, deja stai pe mat. Puf, 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 puf. Nu te mai poți duce înapoi că ești mat cal F5, da? Toată lumea vede, da? Și aici, pur și simplu, și după acest șah, și cal F1, ești mat imparabil la F5. Observați? Dar partida fiind de copii mici, într-adevăr, a fost mai dificil de văzut. Însă, elementul principal aici nu ar fi fost deflecția, care într-adevăr a funcționat, pentru că negru nu a căscat ochii bine, dar ar fi fost îndepărtarea apărătorului. Dar haideți acum, deci am luat-o încet încet cu acest exemplu de deflecție, haideți să vă arăt de fapt o deflecție mai normală, ca să spun așa, deci mai într-o partidă de jucători cât de cât mai puternici. Deci se joacă o siciliană, în care albul îi propune un gambit. Andrei, da. Ba da, este foarte folositoare. Uite că acum vedem ce înseamnă. Deci acel prim exemplu de deflecție a fost o deflecție care putea fi evitată. Nu a fost evitată de către negru pentru că nu era 100% conectat la partidă. Și a căzut în plasă, dar de fapt deflecția de multe ori este extrem, extrem de folositoare. Și vă arăt acum două exemple care ne arată cât de folositoare este deflecția de știut. Da? Deci acesta este gambitul Mora din sicilian, pardon, în care albul dă un pion, dar obține avantaj de dezvoltare. Da, poate fi foarte puternică și veți vedea în aceste două exemple. Deci, albul a dat un pion, dar are un avantaj de dezvoltare, el se dezvoltă foarte rapid și foarte normal, având în vedere că și-a deschis cele două diagonale de nebun, care intră extrem de rapid în luptă. Partida decurge așa, cal C6, teorie până aici, cal F3, E6, nebun C4, observați, tot timpul albul se dezvoltă extrem de rapid în astfel de poziții și foarte normal. Dama E2, dama C7, doar că aici albul iese puțin normal, aici trebuie să joci un turn de 1. Dar albul joacă aici A3. Și în acest moment negru face o mutare foarte interesantă. Deci uitați-vă un pic la poziție ca să înțelegeți modul de abordare a unei astfel de deschideri. Deci albul a dat un pion, dar are față de poziția inițială mutate așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negru în schimb are 1, 2, 3, 4, 5. Exact ca zice teoria, că 3 tempouri în plus de dezvoltare face cât un pion. Deci dacă dai poziția asta pe calculator, calculatorul zice că este egală. Deci albul are compensație pentru pionul sacrificat. Deci are un avans de dezvoltare. Și aici negru face o mutare curioasă. Cal G4, care încalcă un sfat. Sfatul acela este următorul. Nu face în deschidere mai multe mutări din aceeași piesă. E logic, pentru că într-un fel ajungi în urmă cu dezvoltarea. Deci tu muți de mai multe ori cu o piesă și adversarul la fiecare mutare îți mai scoate o piesă în luptă. Normal că tu vei rămâne cu o piesă singură să te lupți cu împotriva unei armate întregi dezvoltate. Dar asta e sfat,
Deci sfaturile pot fi încălcate. Și când te uiți aici, tot timpul te gândești, băi, de ce face mutarea asta? Deci ele în urmă cu trei tempouri de dezvoltare și mută dintr-o piesă dezvoltată. Și albul aici zice, ha, ai intrat în țara mea, pleacă-mă de aici. Și dintr-o dată aici intră deflecția în funcțiune într-un mod decisiv. Deci negru este câștigat aici după cal de patru. Exact. Deci acest cal de patru îi pune capac albului. Pentru că el aici, săracul, își dă seama că nu poate să bată, că este mat. Da? Mer. Iar în momentul când mută dama, îți bat calul cu șac și iar mat. Înțelegeți? Deci dacă mut dama, să zicem, îți bat calul și din nou, indiferent cu ce bați, ești mat. Mer. De fapt, singura posibilitate pentru alb într-o astfel de poziție, dacă te gândești să continui partida, deși rămâi în poziție câștigată, este să dai dama pe doi cai. Deci ești forțat aici să bați acest cal. Dar după cale 2, nebune 2, ai o piesă ușoară minus, practic, da? Pentru că o damă face cât 3 piese ușoare. Ori tu n-ai decât 2 cai împotriva damei. Deci aici calculatorul, dacă pune în calculatorul, zice că negru este complet câștigat. Bun. Și acum revenind înapoi, ca să terminăm cu acest subiect, deci aici, în momentul când ți se joacă cal G4, trebuie să vezi care este ideea de bază și să joci G3. Nu este nicio rușine să ții măsuri de apărare, mai ales că pe urmă ai la dispoziție nebun pe 4. Te dezvolți cu tempo. Deci acest cal G4 nu este o mutare nemaipomenită, dar este o mutare de atac. Trebuie să vezi care este amenințarea, da? Bun. Sau, dacă nu vrei să slăbești păturica, poți să joci turn de 1. Și asta, din nou, este o mutare bună, pentru că nu mai ai cal de 4 la dispoziție, da? Bun. Al treilea exemplu și cu asta, efectiv, terminăm cu deflecția. Dacă ne uităm la mouse-ul meu aici, partida, acest final este jucat între Magnus Carlsen și Gata Kamsky. Este jucat prin 2005 sau 2006, cât naiba, 2006, da. Deci Magnus Carlsen cu Gata Kamsky. Și Carlsen, care este cu albul, este la mutare. Poziția este complet, adică nu complet, dar este puțin, îți trebuie puțin timp ca să vezi, ca să spun așa, materialul care există pe tablă. Pentru că, practic, albul are un tun și doi pioni contra doi nebuni. De acord toată lumea cu mine? Deci tun contra tun, trei pioni contra trei pioni, mai rămâne un tun și doi pioni contra doi nebuni. Dar deși are avantaj material, poziția este foarte greu de câștigat dacă nu vezi mutarea următoare. Deci, în momentul ăsta, tu cu albul trebuie să te uiți la următorul lucru. Că acești doi nebuni, care pot deveni foarte periculoși, mai ales după un nebun de 4 și nebun C5 și pe urmă turn pe 8 să te iau la țintă, dar acești doi nebuni momentan se află pe aceeași linie, linia 7. Și atunci tu încerci să-i faci o deflecție la regele ăsta. Gândiți-vă că ar fi regele aici. Dacă regele negru ar fi aici, ce ați juca cu alb? Și ați face atac dublu. Turne 7. Deci momentan turne 7 nu merge. Da? Pentru că acest nebun este apărat. Îți joc nebun de 4 și n-ai probleme. Da? Și atunci ce folosește Magnus Carlsen aici ca deflecție? Cine îmi propune o mutare pentru alb aici?
V-am dat aceste elemente ajutătoare ca să vă ajut și de aceea și doresc de la voi un răspuns care să atingă problema, să rezolve problema. Ce joacă albul aici? O mutare extraordinar de puternică în care, după care practic echilibrul partidei se rupe în favoarea albului. El are deja un pion în plus, dar câștigul e foarte greu de realizat. Dacă lasă să joace nebun de 4 și nebun C5, să-și pună nebunul aici, negru se poate gândi că a scăpat. Dar în acest moment, cei doi nebuni aflându-se pe linia 7, C5, foarte bine, domnișoarelor. Deci asta este deflecția regelui. Deci nu poți să bați cu pionul că ești legat. Sofie, încă o dată, dacă joci turne 7, regele ăsta nu face atac dublu, că joc nebun de 4. Și nu mai poți să joci C5, că îți bat cu nebunul. Deci direct turne 7 n-are nicio idee. Dar acest C5, după care tu ești silit să bați unul din cei doi pioni. Pentru că nu te ajută de nicio culoare această mutare. Această mutare după C6 pierzi o figură. Vede toată lumea, nu? Deci, încă o dată, când îți dau C5, ți-am dat șah la rege. Dacă încerci să te menții să-l aperi pe ăsta și joci rege A7, că n-ai unde altundeva. Rege C7 ți-aș fi dat din nou șah. Da? Deci dacă joci rege C7, șah, 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 ești pierdut. Dacă joci rege A7, din nou după C6, ești pierdut, că oriunde muți nebunul, urmează turne 7, bye-bye nebun, da? Și atunci, deci aici ești complet pierdut. Deci tu ca să spun așa, cu negru ești silit să bați pionul ăla cu regele. Dar i-a făcut deflecția regelui. Deci orică îl bați pe ăsta de la B5, orică îl bați pe ăsta de la C5, mai bine îl bate pe ăsta de la C5, veți vedea. Că negru nu cedează, e rămâne practic o calitate minus și luptă săracul, dar deja pentru el soarta este complet terminată. Nebun de 4, turn B7, mersi. Turn F8, fac presiune pe pionul din F2. Întrebare pentru voi. Ce mutăm aici? Încercăm să ne apărăm sau să fim agresivi? Vrem să fim agresivi. Deci să nu cumva să faceți mutări de genul ăsta, turne 2 sau turne 1. De ce? Să fim agresivi. Deci uitați ce joacă Carson, turce 7 șah. Deci dacă îi bați pionul ăsta, de genul așa, îți dau șah, ești forțat să vii aici, ca să nu iei mat la A7, sau mă rog. Dar după turn C2 și turn A2 ești mat. Da? Deci toată lumea vede. Deci după acest șah, el preferă să-l bată pe ăsta la alt. Turn D1... Mai poți să bați aici cu turnul? Nu. Că-ți bat cu șah și bye-bye turn. Da? Deci niciodată să nu treceți în apărare când aveți avantaj material. Și să considerați tot timpul că victoria va veni de la sine. V-am spus și vă repet și o să vă repet de 100 de ori. Adversarul întotdeauna, un adversar în poziție dificilă pentru el, este cel mai periculos adversar. Pentru că atunci, ca să spun așa, simțurile lui se ascut la maxim. Gândiți-vă că sunteți o căprioară și aleargă după voi un leu și v-a și rănit la o coapsă. Păi cu toată coapsa aia rănită veți fugi cu 100 la oră în loc să fugiți cu 50, cu cât fugiți de obicei. Da? Turn B8, zice, bine, nu mai pot, ți-l iau pe ăsta.
Turn G7. G4, șah, nu-ți dă nimic. Turn H5, nebun C5. Turn G5, turn B5, turn G4. Deci, practic, aici eu cu alba am rămas cu o calitate și un pion în plus. Nebun A3, ce jucați aici? Uitați-vă cât de ușor își construiește Magnus Carlsen aici bariera. Singura speranță pentru un negru ar fi acest, promovarea acestui pion. Turn D4 și practic aici negru cedează. Își dă seama că are regele tăiat de linia 4-a. Nu mai poate să împingă pionul ăsta D5 niciodată, cam două bătăi. Iar pe mine nu mă va opri nimeni să împing F4, G4, rege, G3, G5, G6, G7, G8. Deci aici, dacă dăm pe domnișorul ăsta, plus urmat de minus, 364, 365, da? 4. Bun. Deci cam... atât despre deflecție, deci deflecția este un element tactic foarte important de cunoscut. Este un element tactic de bază, într-adevăr apare destul mai rar, nu destul, dar mai rar față de alte. De exemplu, care este elementul tactic care apare cel mai des într-o partidă de șah? Vă spun eu, atacul dublu. Tot timpul uiți că un pion poate să-ți facă o furculiță sau un cal sau o damă sau un turn sau un nebun, da? E, deflecția intră mai, în acest, așa zis, clasament, e mai spre coadă, așa. Bun, și acum haideți să vă fac cunoștință în continuarea lecției. Vă fac cunoștință cu o înainte de a face cunoștință, ca să văd că ați înțeles cât de cât, hai să facem niște exerciții de deflecție. Albul la mutare. Ce mut aici? Folosind elementul tactic deflecție. Damă H5, foarte bine. Deci am făcut deflecția acestui turn. După damă H5, turn H5, nebun G6. Da? Excelent, domnișoarelor. Albul la mutare. Folosiți deflecție. Asta e o deflecție combinată cu șahul dublu. Hai să vă văd. Deci începeți cu o deflecție și se termină printr-un șah dublu și mat. Semnul întrebării, Andrei. Luca, și la tine e semnul întrebării? Luca, tu mă auzi? Turn de 8, nu. Nu, nu, nu. Luca, la turn de 8 îți iau cu regele. Nu, uitați care e deflecția. Dama ia pe C8, șa. Deci forțat, dama ia pe C8, mat. Mei. Pentru că e șah dublu. Și de la nebun și de la turn.
Deci am făcut deflecția damei de la E6 ca să primească șac dublu. Toată lumea a înțeles? Ok. Albul la mutare. Deflecție. Vă dau element ajutător. Uitați-vă la monstru ăsta de aici. Foarte bine, domnișoară. Deci dama e 4 turn, 4 de 7. Deci practic am dat damă și un, am dat un pion pe un turn. Că o să scot damă. Da? Deci n-ai cum să oprești transformarea. Albul la mutare. Asta e mai simplu, nu vă uitați după cine știe. Vreau să-l câștigați un pion, atâta tot. Deci această deflecție poți să o încadrezi și la supraîncărcare. Dar totuși tot deflecție este. Uitați-vă ce piesă neagră este supraîncărcată. Trebuie să apere două piese proprii. E foarte important aici să câștigi inclusiv un pion. Deci aici albul câștigă un pion, armatele fiind egale și poziția relativ egală. Dar după ce câștigi un pion, ajungi în avantaj. Deci e clar că partida se va desfășura doar cu, ca să spun așa, cu un singur câștigător eventual. Doar tu poți fi. În cel mai rău caz, remiză. Dacă... Nu, da, mă ia pe C6. Ai ultima mutare, domnișoară. Cal ia pe E6. Nu! Nu! Păi da, mă, C6, te uiți și ce iei și ce dai. Păi ce ai făcut aici? Ai dat un cal și o damă pe un turn și un cal și un pion? Invers este, domnișoarelor. Deci da, mă, ia pe C6 trebuie să fie ultima. Cal ia pe E6. Asta este varianta care vreau să aud de la voi. Pentru că acest cal trebuie bătut. Că ți-am făcut furculiță, da? De turn și... Deci dacă joci turne 8, îți iau dama. Îmi iei dama, îți iau și calul, îți iau și turnul. Dar după D6, acum dama ia pe C6 și să ne uităm. Deci într-o mână, ce am dat? Un cal. În cealaltă mână, ce am luat? Un cal și un pion. Și nu numai că l-am lăsat și cu structura ca dinții mei din gură. Adică are isolan la E6, 3 insule de pioni. Da? Bun. Negru la mutare. Deflecție. Uitați-vă la cele patru piese albe, care 4-5, pe aceeași coloană și la poziția foarte ciudată a regelui alb. Vă mai dau un element ajutător, mat în două mutări. Cred că ar trebui să facem și o lecție cu matul în două mutări.
Da, negru este la mutare, exact. Deci negru la mutare dă mat în două mutări. Câteodată să știți că deflecția, de multe ori, ca să spun așa, se combină sau se confundă cu atragerea. De multe ori, ziceți domnișoarelor, poți să spui că e și atragere. Calia pe F2, deci după calia pe F2, am șah, nu faci nimic. Uită-te și la adversar. Și pe urmă îți bat calul și nu mai ai nimic. Nu mai ai niciun damă G3, nu mai ai nimic. Deci tu te gândeai așa, calea pe F2, damă H1, damă H1, calea pe H1, Raluca, Alexa și domnișoarelor. Și ai și puțină responsabilitate, damă G1. Și portat bas și șmat, da? Mate. Toată lumea a înțeles? Deci am deflectat regele alb cu un pătrat spre stânga. Da? Deci efectiv nu puteam să-i dau turne 1 mat, că era regele pe F1. L-am tras de mustăți pe G1 și am dat mat. De aceea v-am spus eu că de multe ori se confundă cu atragere. Bun. Bun, haideți acum să facem cunoștință cu o deschidere pe care vă rog să mă credeți că eu am jucat-o foarte mult în tinerețea mea. Aveam caiete. Cred că am avut vreo două caiete referitor la deschiderea mea, în care pe atunci nu existau calculatoare și era muncă proprie, uitându-mă la partidele care apăreau buletinele informative, și îmi plăcea foarte mult acea deschidere. Acum nu o mai joc, că am trecut la altă deschidere, știți? Dar vorbim despre apărarea Ninzovici. Astăzi vreau să luați contact cu apărarea Ninzovici, care este, încă o dată, a fost deschiderea mea favorită în tinerețe și poate să ducă la o groază de poziții, unele solide, altele haotice, funcție de ce vrei tu. Deci tu cu negru poți să alegi funcție de cum te simți în ziua respectivă, poți să joci ori solid, așa, ori să joci haotic, adică să joci la combinații, dar este o deschidere în primul rând solidă, îți asigură ție cu negru continuări normale și nu trebuie neapărat să știi o groază de teorie, pentru că multe deschideri sunt deschideri care trebuie să știi și 20 de mutări în față. E, asta, chiar dacă uiți eventual ce se joacă atunci, te ghidezi după principiile generale din deschidere și reușești să faci față, da? Are o nemaipomenită reputație și la ora actuală. Dacă vreți să știți, toți marii maestri de frunte, nu veți găsi unul care să nu cunoască și să nu joace, mai ales practic, această deschidere. Deci în arsenalul fiecărui mare maestru există această deschidere numită apărarea Ninzovici, care este îndreptată împotriva continuării de 4. Vă aduceți aminte în lecția 80, dacă ține o minte, că v-am învățat un fel de sistem al lui Ninzovici și împotriva lui E4. Vă aduceți aminte? Care începe cu calce 6. Da? Și v-am spus că și asta e o deschidere cât de cât solidă
și care este bine să o folosiți câteodată ca un fel de armă surpriză. Dar astăzi vă arăt nu ca o armă surpriză, vă arăt ca o deschidere care puteți să o utilizați ca o armă de bază împotriva lui D4, da? Deci D4 și aici, ca să vedeți cum se intră în... Deci, negru joacă cal F6, deci jucăm cal F6 pentru a nu-l lăsa pe alb să-și facă plugul de zăpadă, da? Deci vă arăt câteva mutări să vedeți cum se poate intra în această deschidere. Și de obicei, încă o dată, aici albul are la dispoziție multe, multe mutări, dar eu vă arăt pe cea mai jucată la ora actuală. Deci 85% sau chiar 90% aici în momentul când albul nu e lăsat să-și facă plugul de zăpadă pe centru și îl face așa, cu C4. Deci cam 90% albul continuă aici cu C4. Da? E6. Asta ne duce pe noi în apărarea Nimzovici, pentru că, încă o dată, albul aici din nou are multe continuări la dispoziție. Cal F3, pione 3, care mai... Mă rog. Dar cea mai jucată din nou este cal C3, cu amenințarea să-mi fac din nou plugul de zăpadă. Și după nebun B4 putem spune că am intrat în apărarea Nimzovici. Aceasta este apărarea Nimzovici. Deci, D4, cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4. Și acum haideți să ne focusăm asupra celor mai comune continuări. Nu vreau ca să... Deci scopul acestei lecții este ca să luați cunoștință cu această deschidere foarte solidă, jucată de Karpov, de Kasparov, de Magnus Carlsen. Deci absolut toți campionii mondiali. Deci nu mai vorbesc, deci vă dau cel mai tare exemplu. Toți campionii mondiali au jucat această deschidere. Și o joacă și la ora actuală. Deci Magnus Carlsen de multe ori adoptă această deschidere, da? Și o luăm cu prima continuare. Deci aici, ca să înțelegeți ce vreau eu de la dumneavoastră, nu vreau să memorați mutări. Vreau să înțelegeți ideea din spate a deschiderii pe care o jucați, da? Deci albul are aici o groază de continuări. Prima continuare la care vreau să ne uităm și cea mai veche este atacul Samiș, care începe cu A3. Deci aici, încă o dată, ne vom uita și la cal F3, ne vom uita și la cea mai jucată, damă C2, ne vom uita și la agresiva F3, ne vom uita și la E3, sistemul Rubinstein. Deci, albul are la dispoziție multe, multe continuări, toate valabile. Începem cu acest A3, care este atacul Samiș. Ce mutare facem aici? La prima vedere se poate spune că, bine, dar dăm perechea de nebun. Nu trebuie să vă fie frică să dați perechea de nebun. Deci, nebun ia pe C3, B ia pe C3, da? Că albul trebuie să recaptureze, da? Mai ales că este în șah. Și dintr-o dată ne apar nouă doi pion dubli. La C3 și la C4. Deci, practic, eu vă spun acum ideea de bază a acestei continuări cu A3 la atacul Samiș, da? La prima vedere nu par slabi. Dar, practic, aici, dacă ești băiat deștept cu negru, reușești să demonstrezi exact contrariu. Cei doi pioni C3, dar mai ales C4. Țineți minte, acest pion C4 este o slăbiciune care poate fi atacată. Țineți minte această primă continuare. C5. Deci vreau să înțelegeți ideea. Uitați-vă și voi la săgeți.
Deci acest C5 în primul rând îl oprește pe alb să înainteze C5. Asta înseamnă că acest pion va rămâne ca slăbiciune pe câmpul C4. Și uitați-vă la săgețile mele roșii care vi le-am făcut. Calce 6, pion B6, nebuna 6 și deja al ei la țintă. Da? Și ca să înțelegeți ce vreau eu de la voi, de la următoarea poziție. Că una e să discuți teoretic, da? Și alta e să vezi practic o partidă jucată. Și ne uităm la partida jucată între Jan Verle și Magnus Carlsen, care exact această deschidere s-a jucat și această variantă cu A3, atacul Samiș, și uitați cum Magnus Carlsen exact asta a aplicat în această partidă. Practic, acest pion de la C4, uitați-vă, și-a scos calul la C6 și-a mutat pionul la B6, între timp normal că și albul fiind a folosit termenul mutările lui și-a făcut rocada și-a scos toate piesele la atac. Dar planul negrului aici este simplu, își duce calul ăsta de la E8 la D6, calul de la C6 la A5 și mai apără-l tu pe ăsta dacă poți. Îmi duc și turnul la C8, deci uitați-vă planul negrului, care, vedeți, nici nu este greu de, odată ce ai prins mecanismul, nu este greu de pus în practică, deci odată ce ai imaginea clară în cap. Deci turn C8, cal D6, cal A5, CD4 și... atunci aș face câte bătăi pe pionul ăsta? Cal aici, una. Turn aici, două. Nebun aici, trei. Cal la A5, patru. Deci aș avea patru bătăi pe acel pion din C4. Pur și simplu n-ai cum să-l aperi de patru ori. Și conștient de acest lucru, albul aici încearcă săracul ca să... deci în fața, pus în fața acestui plan care este extrem de logic, nu? Și la prima vedere de necombătut, îți dai seama că pierzi un pion. Și în momentul când îți dai seama că pierzi tu cu albul, pierzi un pion aici, trebuie neapărat să-ți cauți contrajoc pe partea altă. Da? Și aici albul joacă, fiind la mutare, joacă F4. Haideți ca să și gândim un pic, ca să vedeți că nu degeaba... deci odată învățăm și deschiderea asta, dar ne uităm și la ceva practic, da? Și practic împușcăm doi iepuri deodată. Învățăm și cum să jucăm după un plan și după toate astea. Când joc eu F4 cu albul, ce vreau să joc? Cine îmi propune? Adică pot să-mi văd nestingherit de planul meu cu cal de 6, cal a 5, turc 8 și să iau acest pion? Nu. Trebuie tot timpul să iau în vedere că și albul încearcă să facă ceva. Ce vrea să împingă? Vrea să împingă F5 și să-și facă contrajoc puternic pe flancul regelui. Și atunci cum oprim acel F5? Cine îmi dă o idee? Ce muți cu negru aici ca să stopezi pe flancul regelui și să-ți poți face de cap pe flancul celălalt? Cum s-ar zice? Cum stopezi furtuna aia de pion albă care încearcă să vină pe tine, pe flancul regelui? Hai că poziția este foarte instructivă. Mai ales că tu cu negru lupți împotriva unei perechi de nebuni. Ce-am spus eu? Când e perechea de nebun puternică? Când centrul este deschis. Asta încearcă albul aici să deschidă centrul ca perechea lui de nebun, chiar dacă pierde un pion, să fie forță a naturii. Ce jucați cu negru aici? Strategic vorbind, nu vă uitați după cine știe ce combinați, pur și simplu jucați strategic pe 5. Îi opriți dumneavoastră acea înaintare. Deci Magnus Carlsen aici joacă F5. Nu să bată, nu să nimic, pur și simplu să-l oprească pe el. Dacă bați la F5, bat cu pionul, bye bye, nu mai ai nicio furtună de pion. Da? Și nu mai ai nici diagonale bune pentru nebunii tăi.
A înțeles toată lumea? Bun. Haideți să vedem cum continuă partida. E5, D6, spargere. De ce trebuie să joci D6 aici? Pentru că aceste 5 de fapt mi-a luat câmpul de cal, da? Deci nu mai pot să vin la D6 să ți-l atac pe ăsta. Și atunci zic stai așa tăticul că ți-l atac. D6, D5. Observați cum aici, dintr-o dată, albul încearcă să mute totul în centru. Bate, bate. Ce jucați aici? La prima vedere pare că albul deci a scăpat de pionul din C4, observați. Deci nu mai are țintă la C4 și planul lui este nemaipomenit, da? Dar totuși ce se întâmplă aici? Cine îmi spune? Că totul vine cu un cost. Ia uitați-vă ce simplu se joacă aici. Nebunea pe D3. Și ți-am luat un pion. Păi mai poți să bați aici? Nu, că dama ta e în priză. Deci, practic, Carson... poți să spui că a luat pionul din C4. Chit că a ajuns el la mama naibii, nu? Țup. Damă de 7. Restul este, ca să spun așa, poezie pentru un jucător ca Magnus. Carfe 6, turn de 1, turn 8, toate piesele la luptă, am un pion în plus. Cal G3, zbang, zbang, G6, absolut nimic nu-ți dau. H3, luft, turn 5, pun presiune pe puful, doar împingi C4 și trebuie să împingi C4, că altfel îl pierzi. Da, dar eu ți-am ocupat coloana E cu tempo. Ameninți, uitați-vă la săgeata roșie, turn 3. Ești forțat la turn F3, turn 7 și după damă C3, cal E8. Unde vine acel cal? Cine îmi spune? La D6. Care este cel mai bun blocher al unui pion liber? Calul, din născare e un cal. Deci în momentul când îl lași pe negru să ajungă cu calul la D6 și ai și un pion în minus, pe urmă te poți gândi că acest cal va sări la E4, schimb calul și pe urmă îmi fac de cap. Disperare. Dar să știți că asta e cam, v-am spus eu, întotdeauna când un jucător este în poziție inferioară, încearcă să tulbure apele. Și voi vă veți afla în poziții inferioare. Încercați să tulburați apele. Deci această înaintare de pion, deși pare hazardată, este totuși o mutare bună ca șansă. Turn 6, dar până la urmă totuși acest pion, deși nu pare, bate D7, turn D8, damă G5. Observați că albul încearcă cu toate forțele să tulbure apele. A mai dat un pion numai și numai ca să turne aici. Turne 6. Și aici a jucat rege H2. Dar întrebare pentru voi, ce se întâmplă la turne 6? Merg prea repede? Sper că nu. Nu poți să joci turne 6, că ți-l iau cu șah, da? Toată lumea vede. De aceea a jucat rege H2. Turnea pe D7, mersi, ți-a dispărut pion. Calia pe F5. Gea pe F5. Oricât te omor tu aici, ai rămas cu un cal în minus. Și un pion. Și atacul tău este iluzoriu. Am două apărări, am tot. Și aici albul a cedat. Asta ca fapt divers, ca să vedeți ideea de bază când ți se aplică atacul Samish, da? Am înțeles toată lumea? Deci, atacul Samish a fost când la a cincea mutare albul joacă A3. Și
și îi pune întrebarea nebunului care leagă calul, bați sau fugi? Și normal trebuie bătut. De fapt, este clar că trebuie să-l bați în poziția aceea, da? Haideți să vedem acum o variantă în care, deci după încă o dată reluăm. D4, cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4. Deci ne-am uitat la A3, da? Și am văzut că negru trebuie să bată. De fapt, e logic să bați. Chit că rămâi, v-am spus care e logica. Deci, încă o dată, după nebun C3, B, C3, C5, intri, îi fixezi pe puful ăsta, mai ales de la C4, joci cal C6, joci B6, joci nebun A6, turn C8, faci și rocarea între timp, dar tu ai un plan foarte logic de atac asupra slăbiciunii din C4. Dar haideți să ne uităm la altă continuare a albului aici, care este nebun G5. O mutare foarte jucabilă, ca să spun așa. Deci, albul zice, mi-ai legat calul, hai să ți-l leg și eu pe al tău, nu? Este bine în această variantă să te uiți tot timpul la minusul care îl creează această legare. Deci să te uiți, când te uiți din punctul de vedere al negrului, observi un lucru foarte interesant. Lași flancul damei într-un fel expus atacului tău. Adică noi jucăm cu negru, da? Hai să vedem cum. Deci, din nou, ca și în cealaltă, jucăm C5. Ai mai multe continuări aici, dar eu vă propun și din caietele mele, ca să spun așa, de student în ale șahului, mie îmi plăcea să joc C5 aici. Da? Pentru că vine cu vreo câteva idei destul de periculoase pentru alb. Înțelegeți? De exemplu, simpla apărare a acestui pion, da? E cam nașpa. De ce e nașpa? Cine îmi spune? Deci îmi închide diagonala nebunului alb de negru, care nu mai poate să vină înapoi în apărarea damei proprii. Și aici albul negru are la dispoziție o mutare cu tempo prin care scapă de această legare. Ia uitați-vă la mutarea asta. Dama 5. Da? Deci dintr-o dată observați, albul este forțat la o groază de lucruri care nu-i convin. Deci gândiți-vă că, să zicem, poți să bați aici? Nu, că-ți bat aici cu șah. Ești aproape distrus aici. Deci, practic, tu trebuie să ți-l aperi pe ăsta aici. Nemai putând să vină apoi, trebuie să ți-l aperi, da? Și atunci hai să zicem că-l aperi așa. Bine, dar aici am o groază de continuări. Cale 4, de exemplu. 3 bătăi pe ăsta, bătaie și pe ăsta. Ce vreau eu să înțelegeți? E3 este greșit aici. Și atunci, haideți să ne uităm la variantele normale care trebuie să le joace, ca să spun așa, albul aici. Și varianta normală a albului aici este D5. Da? Acum, dacă încerci cu negru să încerci aceeași variantă ca înainte, să bați eventual calul, negru este albul ar fi foarte fericit, da? Dar hai să ne gândim la ca să spun așa, o apreciere mai normală, așa, mai logică. Deci, și destul de calmă. Jucăm D6. Și încercăm să ne dezvoltăm calul. Care cal? Cine îmi spune? Din B8. Deși la prima vedere pare ciudat că chipurile ți-a închide nebunul din G8,
Dar să știți că merge. Hai să mai facem. Deci, albul să zicem că mută E3. Bat odată. Nu pot să vin direct cu calul la, de la B-ul la D7, că mi-ar bate în E6, da? Bate. Și acum ce mutare facem cu albul, cu negru? Ca să mutăm dama, fără să ne fie frică că ne strică structura de pioni. Hai, nu vede nimeni. Încă o dată, este o mutare puțin ciudată că ne închide diagonala. Ne închide diagonala nebunului, dar acest cal B8 de 7 ne lasă pe noi cu un joc foarte... Ia uitați-o, nebun de 3, dama A5. Și avem... Deci aici negrul are un joc plin de posibilități. Care de care mai frumoase? Nu mai mi-e frică că îmi strică structura de pioni. Am două bătăi pe acest cal. Am de asemenea să-l pap și pe puful. Calul tău e legat. Deci sunt o groază de posibilități. De exemplu, cale 2, cal de 5. Vai ce bine mă simt. Nebun F6, cal F6. Din nou, nu știu ce să joci. Joci eventual nebun, ce... dar nu că iar îți bat aici. Nici nu știu ce să joci. A, joci, ba nu că tot. Deci observați ce posibilități frumoase are negru aici. Vreau să aud niște păreri. Legate de această variantă, subvariantă. Sau vorbesc singur aici? Cum vi se pare deschiderea care vă arăt până acum? Deci am învățat două subvariante, da? A3 și nebun G5. Mai suntem pe fir? Bun. Deci, încă o dată, până acum, deci după D4, cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4, am învățat A3, în care batem calul, și am învățat acest nebun G5. Deci, Sophie, ca să fiu sigur că ai înțeles 50%, nu, pentru, deci, Raluca și Alexa, tot ce începe cu D4, prima mutare la alb, sunt jocuri închise. Deci, de obicei, mutările care încep cu pionul din fața damei sunt jocuri închise sau semi-închise. Deci, ce înseamnă jocuri închise? Sunt jocurile în care se pune mai mult accent pe strategie. Deci nu pe combinații, pe strategie. Și de obicei D4 este o deschidere jucată de cei care ori sunt mai în vârstă un pic și le place mult strategia. Deci
de jucătorii de șah cărora le plac mai mult ideile strategice decât tactica, da? De exemplu, un jucător ca Bobby Fischer, el tot timpul juca E4 la prima mutare, pentru că lui plăceau loviturile tactice. Cam la fel și Tar. Dar, în schimb, Karpov, foarte rar îl vedeai jucând E4. Lui plăcea strategia foarte mult, da? Deci, am învățat până acum sub varianta A3 și sub varianta nebun G5. Sophie, la nebun G5, care e cea mai bună mutare pentru alb aici? Spune-mi, ca să văd că ai reținut ceva. Sau hai să întreb și pe hai oricine să-mi răspundă, că Sophie s-ar putea să treacă iar printr-o pădure, să n-aibă net. Deci ce continuă negru aici? Varianta care eu vă propun. Bine, bine, Sophie, te pup și eu, du-te la pictură. Dar se făcu 6, are dreptate și ea. Deci C5, țineți minte această înaintare, da? Și dacă negru, dacă albul joacă greșit aici, E3, jucăm dama A5. Dar acum haideți să ne uităm un pic la această continuare extrem de agresivă a albului. F3. Care este ideea din spatele acestei mutări? Noi nu trebuie să uităm că tot timpul albul încearcă să-și facă plugul de zăpadă cu pion la E4 și la D4. La a treia mutare, când a scos cal C3, încearcă să împingă E4. Jucând nebun B4, l-am oprit. Nu mai poate să împingă E4, că îi luăm pionul din E4 gratis. Înseamnă că el tot încearcă și prin această mutare din nou să împingă E4. Asta este logică, da? Deci F3 încearcă să-mi împingă E4. Și aici eu vă propun cel mai direct mod de a face față situației. De a juca. Deci ce jucăm aici cu negru? Ca să oprim E4. Că nu degeaba vă spun eu, deci la Luca și Alexa. Asta este lupta strategică, lupta de idei. Nu vezi combinații, nu nimic. Deci te opui ideilor strategice ale adversarului cu ideile tale strategice. Și vezi care este câștigător. Deci ce joacă negru aici? Cine îmi propune o mutare? Ca albul să nu poată executa E4. Hai copii că nu e greu. Andrei, ce propui aici la negru? Care e cel mai direct mod de a împiedica E4? Văleleu. Zi, Luca, propune o mutare că nu ți-a nimeni căpușorul. Cum împiedicați E4 ăsta, copii? Mi-a prins o țigare. Bea o cafea. Ba nu, mi-a prins o cafea și bea o țigare cu voi. Foarte bine, Luca, ce e așa de greu. Foarte bine, D5. Excelent. Te aplaud. Asta e cel mai normal. În joacă A3, ce joc? Asta e una, deci albul aici are o groază de continuări. Poate să joace E3 în loc de A3, dar asta nu poate decât să mă bucure. Înseamnă că nu,
Dar hai să zicem că joacă a trei. Din nou vă arăt cea mai agresivă, eventual, continuare. Și ca să vedeți că este o deschidere foarte, foarte jucată, vă arăt acum A3, știți în ce partidă s-a jucat? Într-o partidă din meciul pentru titlul mondial dintre Anand și Magnus Carlsen. Magnus Carlsen fiind la negru aici, Anand i-a jucat A3. Cum credeți că a continuat Magnus aici? Păi la fel ca și la Sabiș, a bătut. Deci, încă o dată, aici nu trebuie să vă fie frică că dați perechea de nebuni, atâta timp cât centrul este închis și există o groază de pion pe tablă și nu există diagonale deschise pentru nebuni care ca ei să-și facă de cap. Da? Deci nebunea pe C3, normal că îl bate C5. Deci atac direct. CD5, ED5, E3. Și aici Magnus vine cu o idee nouă, ca să spun așa. Deci să știți că poziția asta s-a întâlnit în multe partide de mari maestri. Ce credeți că îi joacă Magnus Carlsen aici? Pur și simplu îl oprește pe ăsta să ajungă aici, la D3, unde ar vrea el să se dezvolte. Deci cum opriți nebunul alb să ajungă la D3? Foarte bine, Luc. Foarte bine. C4. Excelent. Și dintr-o dată, să știți, dacă dăm, uite, să dăm la calculator. Egal. Păi ce poți să-ți dorești tu după câte mutări? Nici nu știu câte mutări sunt până aici. 8 mutări. Partida s-a terminat remiză. Ba nu, chiar Magnus a câștigat-o. Dar după 8 mutări, foarte bine, Luca, după 8 mutări să ai chiar un minus 0,10. Deci aici negru, deși albul are perechea de nebuni, nu are absolut nici o problemă. Bun. Haideți să ne uităm de fapt la varianta principală. Vreți? Adică cea care este considerată de toți teoreticienii acestei deschideri că este cea mai bună continuare pentru alb. Deci ne-am uitat la A3, ne-am uitat la nebun G5, ne-am uitat la F3. Să știți că cea mai bună variantă pentru alb este considerată a fi acest damă C2, care într-un fel încalcă un sfat. Vă aduceți aminte? Nu muta dama la începutul partidei. Dar sfatul poate fi încălcat. Acest damă C2 îmi aduce mie dama pe un câmp unde nu poate fi atacată de piesele negre. Vedeți voi vreo piesă neagră care se poate apropia de dama aia să o atace? Nu. Și care-i ideea de bază a acestui damă C2? Să nu-ți strici structura de pioni când negru îți bate la C3. Adică să poți bate cu dama. Din nou aici să știți că negru are o groază de continuări. Că nu degeaba eu în tinerețea mea aveam două caiete pline cu deschiderea asta. Ajunsese să... Așa. Dar... Din suita aia poți să-ți alegi multe baliverne, dar hai să vă sugestionez eu una care mie mi s-a părut cea mai solidă la o adică. Pur și simplu respect principiile deschiderii. Deci îmi pun regele la adăpost.
Albu aici are și el o groază de continuări. Dar normal, în momentul când ți-ai dus dama la C2 și nu-ți mai ți-e frică că strică adversarul structura de pioni, e bine să le iei la întrebări. Ce cauți tu în țara mea? În speță nebunul de negru, da? Deci de obicei albul aici joacă A3. Dar asta este într-un fel, ca să spun așa, o caracteristică a apărării Nimzovici. Trebuie să știi să te desparți de perechea de nebuni. Într-adevăr poți să te și retragi. Dar dacă te retragi, nu-mi place. Poziția asta nu-mi place. Da? În schimb, tu trebuie aici pur și simplu să cedezi perechea de nebuni, dar ai compensații. Da? Deci urmează nebunea pe C3 cu ce bate albul. Sper că nu dormim, da? Cu ce bate? Cu pionul sau cu dama? Foarte bine, cu dama. Păi de asta am dus dama acolo, să nu stric structura de pioni. Dar vedeți voi, ca și în viață, orice lux are un preț, că practic totuși tu cu dama aia ai mutat de două ori. Și acum poți să spui chiar că ai pus-o pe un câmp unde poate fi atacată. Nu? Deci nu-mi stric structura de pioni, dar oricând eu pot să-ți o atac eventual cu un pion, cu un cal la E4. Lăsând la o parte că încercând să nu stric structura de pioni, nu am încă la dispoziție mutarea E2-E4 ca să pun laba complet pe centru. Da? Și aici pur și simplu o continuare foarte logică e să scoți nebunul la joc cu B6, da? Pe diagonala lungă. Încă nu te arunci cu cale 4. Sunt unii mari jucători care aici joacă și cale 4. Deci există chiar o variantă în care se joacă cale 4, dama C2, F5. Da, asta este... Se joacă. Nu pot să spui că nu se joacă. Dar eu vă propun, de exemplu, dacă doriți să jucați, să jucați simplu B6 și să vă dezvoltați piesele în continuare, da? Încă o dată, albul aici are o groază de continuări, dar de obicei lui îi place să ce? Să lege calul din F6. Deci de obicei mutarea care o joacă cel mai mult albul aici este nebun G5, da? E cea mai normală și cea mai comună. Ce jucăm aici? Mutare de dezvoltare, mutare normală, mutare simplă, nebun B7. Vedeți că prin această legare, el amenință și E4, ținând cont că acest cal al meu e legat. De aceea acest nebun B7 oprește orice tentativă, momentan cel puțin, de împingere a pionului de la E2 la E4. Eu zic că e, deci în acest moment pot să, uite, să nu credeți voi că, așa, îl dăm pe puful să calculeze. Ce zice calculatorul aici? Solid, 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 da? Avem întrebări legate de cea mai jucată, practic, continuare. Deci putem spune că, până cel puțin din exemplele care vi le-am arătat până acum, deci apărarea Nimzovici este o apărare foarte solidă care îți asigură cu ușurință ieșirea cu negru din prima fază a partidei.
adică din deschidere. Dacă chiar dacă nu le știi în totalitate și eventual uiți o mutare, ghidându-te după principiile generale ale deschiderii, această apărare îți permite ție să te aperi cu succes. Și iar dacă ții minte și variantele, observați peste tot egal, 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 adică minus 0,04. Deci negru în niciun caz, chit că nu ai perechea de nebuni, nu se poate plinge că are o poziție mai proastă. Am făcut rocada, albul mai are vreo 3 mutări până o faci, de bila 4. Da? Sau poate să facă rocada mare, dar în niciun caz nu i-aș recomanda. Mai am de scos doar un cal. Bun. Haideți acum să ne uităm la o ultimă variantă care ne apare nouă după, deci încă o dată, D4, cal F6, C4, E6. Să nu credeți că lecția de astăzi nu este utilă. Este o lecție foarte utilă pentru că eu practic vă deschid ochișorii asupra unei deschideri solide pe care o puteți juca cu negru împotriva lui D4 și C4. Pentru că acel jucător care joacă D4, el știe că nu-l vei lăsa să joci niciodată E4 și va încerca cu acel așa zis plug de zăpadă puțin lateral, cu C4, deci D4 și C4. Deci eu vă propun să jucați acest Nimzovici care este foarte, foarte solid. Și ne-am uitat până acum la A3, ne-am uitat la nebun G5, ne-am uitat la F3 și ne-am uitat și la damă C2. Haideți să vă arăt în încheiere așa, pion E3. Varianta, dacă țin o minte, este varianta Rubinstein. Este o variantă care... Cu această mutare, albul se focusează mai mult pe dezvoltarea rapidă a flancului regelui. Da? E adevărat că el blochează într-un fel, în prima fază, nebunul din C1. Observați, i-a închis diagonala. Dar el se gândește să scoată nebunul la D3, calul la F3, rocadă mică și după ce și-a pus și regele în adăpost, să reușească să împingă E4. Da? Adică, practic, să-și rezolve dezvoltarea nebunului din C1 mai târziu, după ce scoate nebunul din F1 și calul din G1 și face rocada mică. Da? Hai să ne uităm cum putem combate asta. Simplu. Jucăm prima dată, ce jucăm? Ce mutare propun? Sunt multe mutări de asemenea care poți să le joci cu negru aici. Dar din nou eu vă propun ceva foarte solid și foarte logic. Rocadă, nu? Al câtelea principiu de deschidere este pentru negru punerea regelui la adăpost? Cine spune? Al doilea sau al treilea? Deci în deschidere avem trei principii. Lupta pentru centru, scoaterea pieselor la luptă și punerea regelui la adăpost. Dar ordinea de urmărire a lor este una la alb și una la negru. Rocada, adică punerea regelui la adăpost, pe ce loc e? Pe blocul 1, locul 2 sau locul 3? Cine îmi spune? Foarte bine, loc. Pe locul 2. Deci, când ești cu albul, punerea regelui la adăpost cade pe ultimul loc. Pentru că, de obicei, când ești cu albul, tu ești cel care ataci. Deci, e cam greu de crezut pentru adversar că s-ar arunca pe regele tău. Din potrivă, de multe ori veți vedea, sunt partide inclusiv în care albul nu mai face rocada. Zice că pierde timp. Dar când ești cu negru, rocada, deci punerea regelui la adăpost, trece ca prioritate pe locul 2. Deci ca prioritate în
ambele situații, și când joci cu albul și când joci cu negru, prima prioritate este lupta pentru centru. Când ești cu albul, a doua prioritate este scoaterea pieselor la luptă și pe a treia prioritate punerea regiului la adăpost. Când ești cu negru, a doua prioritate este punerea regiului la adăpost, ceea ce face negru aici. Deci înainte de a scoate piesele astea, își pune regele la adăpost. Deci luptă pentru centru de la prima mutare, s-a văzut clar. Nebun pe 4 slegi, cal pe 6, deci lupt pentru centru, nu te lasă să-ți faci clubul. Dar a doua își pune regele la adăpost. Deci hai să zicem, deci albul își continuă dezvoltarea, da? În același timp. Ce jucăm aici? Amenință ceva albul cu nebun de 3? Cine îmi spune? Cine îmi spune? Da, amenință e 4 la o adică. Îl oprim, pur și simplu. Nu vă fie frică. Nu mergem niciun de greșit, da? Cal pe 3, dezvoltare, C5. Deci, observați, ne-am pus regele la adăpost, luptăm pentru centru. C5. Întrebări legate de această deschidere? Să știți că mai sunt niște continuări, dar așa zisele continuări care sunt puțin secundare, deși au fost încercate cu succes. De exemplu, ca să spun așa, veți vedea, ca să vă dați seama de soliditatea acestei apărări, veți vedea că este des folosită în meciurile pentru titlul mondial. De exemplu, Karpov a folosit-o extraordinar de mult împotriva lui Kasparov și în 90, și în 91, și în 87, și în 86, și în 85. Ca să vă arăt, de exemplu, deci D4, cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4, Kasparov a folosit și a încercat să folosească și varianta aceasta cu cal F3 și după rocadă cu G3. Și la început, în prima partidă, să știți, chiar a avut succes cu această abordare a deschiderii, pentru că l-a luat pe Karpov puțin prin surprindere. Dar pe urmă Karpov s-a pus la punct, deci de genul faci rocada tip cazemată și pe urmă, deci Karpov l-a atacat cu C5, după D5, D6, nebun G2, ăsta a blocat totul pe aici. Poziția a fost egală, dar mai târziu Karpov, utilizând mult timp în deschidere, pentru că a fost luat prin surprindere prima dată, a intrat în criză de timp și a gafat un joc de final chiar, din ce mi-aduc eu aminte. Bun. Cam atât am avut eu. Ia stați să vedem. Da. Atât am avut în lecția de astăzi. Este ca întotdeauna 6:30. Intrăm pe Lices. Ne întâlnim pe Lices. Vă propun așa o jumătate de oră. Ok, hai să ne vedem acolo. Puf, puf, puf. Luca, tu ai cont pe Lices? GH Alexa de data asta. Ok, domnișoara GH Alexa. Deci căutăm GH Alexa. GH Alexa. Puf, 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 puf.
le faceți cu schimbul, nu? Andrei, dacă vrei, joacă cu Raluca. Sau cu Luca. Ori cu Raluca, ori cu Luca. Sau dacă vrei, te uiți la partide. Gata, domnișoară. Am intrat, poți să începi. Nu știi cu ce să începi? E4. Zi ce vrei să joc cu tine aici. Uite, de exemplu, franceză, o știi? Ia să te văd. Câtă franceză cunoști tu? E6. Poftim, na. Hai să-ți atac baza centrului de pioni. Lanțului de pioni. Calce 6. Dama B6. Întotdeauna îmi place să fac mutările cele mai ușoare prima dată. Și așa îți propun și ție. Calde BD2. Deci mi-ai dat un pion aici. Interesant. Chestia e că mă lași fără rocadă, nu? Zici tu. Deci ia să vedem. Deci ce de 4, ce de 4, cal de 4, cal de 4, damă de 4. Nu prea o știi. Deci ce de 4, ce de 4, cal de 4, cal de 4, damă de 4, nebun B5, nebun D7. Hai să-ți iau, ia că mai știi, poate pic în cunoștințele tale, da? Chiar nu s-a mai jucat asta, e o noutate. Să vedem dacă este de luat în seamă. Hai să-ți bat. Și acum, deci, pot să-ți iau un pion. Da? Dar mă uit tot timpul, deși sunt, pot să-ți iau un pion, mă uit să văd dacă nu cumva am o mutare mai bună. Ia să-ți fac întâi mutarea asta. Că la, adică pe ăla pot să-ți-l bat când vreau. Deci așa joci. Bravo. Asta a fost o mutare bună. Deci mai bine îți băteam pionul. De. Vezi că nu luai în considerare pufulețul de mine? Bine, hai, n-am ajuns degeaba. Îți dau perechea de neburi. Cu ce bați? Pați cu damă. Logic, într-un fel. Să nu pierzi pionul. Corect, să nu pierzi pionul. Foarte bine. Damă C3. Hai să mă dezvolt și cu asta. Nebun G5. Vai, 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 fata din tramvai. Hai să ți-l iau.
Nu ți l-am luat atunci, Alexa, că mă lăsai fără rocadă. Am preferat să fac rocada. Nebun de trei. Dar cu de ce nu pot să ți-l iau? Mersi. Deci ai perechea de nebun, într-adevăr, dar ai un pion în minus. Rocadă mică. Ia să vedem aici. Hai să o facem și noi. Că e bine să o avem făcută. Turn de 1, da, o idee interesantă, vrei să bați la H7 să ții pionul înapoi. Bine, hai să fie și un lup mâncat de oaie, hai să schimb perechea de nebuni. Că în momentul când îți schimb perechea de nebuni, rămân cu un pion curat în plus. De acord cu mine? Vezi că nu poți să bați la H7 acum. Nebun H7, rege H7, turn de 4, nebun F1, pierzi o calitate. Da? Practic, eu îmi văzui visul cu ochii. Îmi schimbai nebunul meu prost, campionii pe alb, pe nebunul tău bun. Într-adevăr, poți să spui că poți să-l hărțuiești căluțul, dar nu mult. Corect. F4. Uite, asta e o mutare, ca să spun așa, strategic greșită. De care eu încerc să profit. De ce? Pentru că ai o singură coloană deschisă de care tu trebuie să lupți să o ocupi. Acest F4, F5 pe mine nu mă sperie cu nimic. Da, dar e cam târziu ora acum. Plus că nebunul ăsta ți l-ai făcut pateu aici. Îți trebuie vreo 2-3 mutări ca să vii cu el în luptă. Și vezi că am deja cale 2, șah. Opsa. Mi-ai dat coloană. Mersi. A
Atenție la micile trucuri, să nu încerci H-G4 aici. Că joc cale 3 și îți mai iau un pion. B4. H5. Mi-asigur stabilitatea calului aici, da? Și îmi fac și un eventual luft pe ultima linie. Eu îți spun ce vreau să joc. Și cum gândesc, da? Vai! Vai, vai, vai! Care sunt singurele piese care nu vin înapoi? Singurele piese care nu vin înapoi. Pionii, corect, prințeso. Ia să ne facem un plan de bătaie acum. Practic, eu mă întreb aici. Hai să vin cu calul înapoi. Că trebuie să spice pionii ăștia doi, vezi? Uite-te și tu ce nebun ai aici. Văleu, ce-mi dai... Ce dulce ești. Mersi. Văleu, ce-mi dai, ce-mi dai, ce-mi dai, ce-mi dai. Mersi. Uite, îți mai dau 15 secunde, câte 15, să nu zici că sunt băiat rău. Vezi că ești așa. Văleu, aș vrea să spun mânuța pe acest... Pe acest ce? Pe acest... Bine, rege acolo. Hai să ne aducem căluți unde trebuie. Hai să-ți oprim orice contrajoc. Dar n-are rost. De ce să ți-l opresc? Deși puteam să-ți bat aici, da? Băteai și tu aici.
Hai totuși să rezolvăm cu pionul șaie. Că atât ai și tu o șansă cu ei. Bravo! Asta este o mutare bunicică. Te rog să mă scuz că sunt puțin, dacă i-au zis cum îmi suflu nasul. Păi știi de ce nu mai știi ce să faci la Luca? Pentru că ai o groază de pioni în minus. Înțelegi? Și oricât încerci aici să te ții, mie nașpa. Adică ei or să vină ca pioni înainte. Exact. Adică e foarte greu să găsești o linie de rezistență în astfel de finaluri. E greu să găsești o linie de rezistență și când ai un pion în minus, dar minte când ai... Păuleu! Ne. Nu, Alexa! Pentru că un jucător de șah câteodată trebuie să se și respecte, Alexa.
Ai patru pioni în minus. Păi știu, 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 știu. Bine, hai să-ți propunem miză, dar nu e vorba de asta. E chestia următoare. Nu poți să te bat oricând. De ce? Poți să crești în forță și să mă bați și tu. Cu ce vrei să încep? Ia, uite să încep cu D4. Ia să te văd. Deci nu-ți plăcu lecția de astăzi. Că dacă ți-ar fi plăcut, intrai în Nimzovici. Tu mă legi, eu te leg și vom vedea ce iese, da? Agresivă, agresivă.
leu. Păi da, pierdeai un nebun după B45. Ori bați calul, ori te retrage altundeva, păi da. Vezi să nu-ți iau pionul ăsta de aici. De la C7. Văleu, rocadă mare! Ai făcut rocadă mare cu mine! Hai să-ți bat odată. Să-mi deschid turnulețul. Să ne dezvoltăm și noi. Deci tu vrei pur și simplu să mă omor pe mine, nu? Bravo! Da! Hai, omoară-mă! Da, nici nu știu ce să joc aici. M-a luat cu frică. Puf, 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 puf. Hai să mă întorc cu nebunul ăla. Pleacă, doamne, de aici. Meciul în speță partida, vrei să spui cum este până acum. E foarte bine. E foarte frumoasă. În acest moment, trebuie să trecem și noi la contrigră, da?
Că pe urmă o să spui că joci singur aici. Ba da, ba da, ba da, ba da. Și nu e frumos. Fiecare să atace pe flancul lui. Vezi că acum vreau să-ți bat aici. La C7. Și să vin repede, 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 repede. Sau să împing direct B5. Să-ți bat pe urmă la C7. De fapt, aia e mai tare. B5. Am bătuși căluțul. Îmi bătuși nebunul, rău, tată mică ce ești. Las că ne... Ne revanșăm noi. Văleu, văleu, văleu. Tu pe o parte, eu pe o parte, nu? Nu știu de ce, dar am impresia că al meu e mai rapid ca al tău. Da, îți dau. N-ai pentru ce? Eu nu scap de mat. N-ai auzit, prințeso? Mai facem una? Ai, asta a fost de viteză. Care a atacat mai rapid pe flancuri diferite? Stau, 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 Alexa. Da, doar 28 de mutări. Corect. Înseamnă că ai fost angrenată cu trup și suflet. E bine când ți se pare că o partidă durează mult, deși ea e scurtă. Da. Hai să văd ce joci la E5. Of. Of. Fac și eu ca tine. Ăsta e jocul celor patru cai. Of, ți-am spus că asta te egalezi imediat.
Păi și te-ai gândit la nebun pe 4 ce joci? Da, hai, te las în pace. Hai să-ți bat o dată. Și să facem crocadă. Împingeai pionul degeaba, că-ți băteam cu dama calul. Sau cu calul băteam. Dama de 3. Dama de 3 joci tu cu mine. Păi de ce joci dama de 3 cu mine? Răutate mică ce ești. Vrei să mi H7? Nu poți. Ai făcut rocada. Păi cine crezi tu, Alex, aici care atacă? Îți plac nebunii tăi, ia să nu-i mai ai. Și mie îmi plac ai mei. Mat. Pierdeai o piesă oricum. Deci pierdeai o piesă aici. Pierdeai nebunul din E4, ca să pare smart. Și, Doamne, iartă-mă, cauți cu nebun acolo.
Nu. Nu ești în zona de confort. Nu! Of, of, Alexa, trebuie să devii luptătoare. Cum să cedezi? Nici nu se pune problema. Cum să cedezi? Ai perechea de nebuni. Și materialul este egal. Ai păturica sparte în... Da, e la plimbare, într-adevăr. Dar... De ce să nu joci? Da. E o idee. Eu credeam că joci nebun G6. De ce nu jucași nebun G6? Păi vezi? Corect. Și nu poți să-ți bat pionul când prinzi dama. Vezi cum să cedezi în poziție care ai șanse. Exact, nu am cum să ajung. Deci, nu poți ceda într-o poziție până atâta timp cât ai șanse. Asta vreau să-ți explic. Șansele tale sunt foarte mari. Poziția e relativ egală. Bravo! Zicem noi. Ce să mă fac, doamne, eu? Puf, puf. Ia să vedem ce jucăm noi aici. Ce jucăm, ce jucăm, ce jucăm? Da. Este o chestie. Hai să joc B4. Deși nu-mi place mutarea asta, dar... Mă gândeam că dacă te las aici, până mă poți să bași și în C2, nu e frumos. Să fim atât de răi.
Deci l-ai luat. Ai zis, dă pionul. Da. Hai să te tracasez un pic. Au. Hai să joc aici. Că n-am unde juca. Raluca, câți ani ai? 아, 알렉사, 끝이 안 해. 몰츠 나이트. 브라보, 나그 요시티암 샤클라 12년 끝 시티도 아쿠마 에람 첼부친 캄피온 나셔널. 요라 12년 데비시티암 스무 피에셀에. 요, 스라루카 파체 10년 안와.
Ți-am luat perechea de nebun că mă enerva. A, cu turnul ai bătut. Interesting. Foarte interesting. Acu ți-a luat și un pion. Credeam că bați cu damă. Aoleo, Raluca, Raluca. Of, doamne, doamne, doamne. Păi nu vezi că ești mat în două mutări? Nie. Tot timpul trebuie să te uiți și la adversar. Hai, dă-o înapoi, repede. Că ești mat pe G8. Pentru vârsta ta ești la un nivel foarte ridicat. Deci ai tot ce-i trebuie, da, exact, la 12 ani. Ai tot ce-i trebuie la un jucător de șah. Tinerețe, talent, mai trebuie puțină muncă. Pentru că ție asta îți trebuie puțină muncă care să acopere, ca să spun așa, viclenia. Hai, te pup și ne vedem poi mine. Mâine nu avem, da? Că mâine e vineri, da? Deci, dacă nu jucați fotbal, sâmbătă sau alte chestii din ăla european, vă aștept la lecție la ora 5, o oră de lecție. Și vom vorbi, văd eu despre cine vorbim. Mersi și eu pentru prezență, o seară plăcută, la revedere. Sau o zi plăcută la voi, la revedere, pa!